Anul acesta a trecut sub semnul restricțiilor, iar pandemia ne-a impus să ne reinventăm într-un an mai mult decât în 10 obișnuiți. Am învățat să muncim de acasă, să stăm săptămâni în autoizolare, să ne regândim afacerile, iar acum, în perioada sărbătorilor, pe părinți să inventeze tot felul de scenarii, numai să nu-și lase copiii fără surprize. Astfel, în condițiile în care spectacolele de teatru și serviciile de animatori nu sunt permise, părinții sunt cei care se deghizează în Moș Crăciun, dar și alte personaje ale iernii. Astfel că serviciile de închiriere a costumelor sunt și anul acesta destul de solicitate. Dacă un teatru de dramă poate oferi costume închirie, o gamă mai mare, să zic, da, un asortiment mai bogat, la noi mai puțin, pentru că noi suntem teatru de păpuși și cam toate costumele sunt pentru păpuși, mai puțin pentru maturi. Dar da, bineînțeles, în perioada sărbătorilor de iarnă avem costumele de Moș Crăciun, fulguța, tăurei, șoricei, purcei, căței, ce doriți, mascote mari. Teatrele au fost primele care au fost nevoite să-și schimbe modul de activitate, astfel locul spectacolelor obișnuite l-au luat spectacolele mici pentru o singură familie. Totuși, în această perioadă, unul din cele mai populare servicii este chiria costumelor. Dacă noi am fi fost pregătiți pentru așa situație, poate ne axam tot anul pe coaserea costumelor. Dar nu am făcut asta pentru că eram pregătiți pentru sărbătorile pe care le petrecem aici la teatru sau în deplasare. S-au reprofilat chiar și antreprenorii. De câțiva ani, Alex oferă servicii de animație de sărbători. În acest an, însă, din cauza pandemiei, au fost nevoiți să includă în program servicii noi. Practic, pe tot parcursul anului, petrecerile au fost anulate. Avem și în prezent interdicția de a organiza petreceri. Dar am pus la dispoziție un serviciu nou, chirie costumelor, și deja părinții au luat rolul de animator, cum era cândva. Părinții organizează petrecerile la ei acasă, dar noi le punem la dispoziție câteva costume. Prețul pentru închirierea unui costum de Moș Crăciun pentru 24 de ore variază între 200 și 500 de lei.